learning how to love and do it is my highest purpose in life. Hello, lovely people. So, salut, oameni minunați. I will explain about the guidelines. Să vă explic principiile de bază. What we use during our tantric workshops, tantric retreats. Pe care le folosim în timpul workshop-urilor sau retreat-urilor de tantra. So first most important guideline is... Prima recomandare și cea mai importantă. That you don't have to do everything at the tantric workshops. Este că nu trebuie să faceți totul oricum de tantra. Nu trebuie să faceți nimic. If something is too much, dacă ceva e prea mult pentru voi, you can find the variation of the exercise. O variație a acelui exercițiu. What would be acceptable for all parts of you. Care este acceptabilă pentru toate părțile voastre. Your body will accept it. Pe care corpul vostru s-o accepte. Your heart will accept it. Inima s-o accepte. Your mind and spirit will accept it. So before every exercises, înainte de fiecare exercițiu, sometimes I remind, sometimes I'm not. Câteodată vă reamintesc chestia asta, câteodată nu. But always take time for yourself and for the partner. Acordați-vă timp pentru voi și pentru partener. To express about the limits. Discutați între voi despre limite sau absența lor. And yes, one of the best, the most beautiful thing what we can learn at the tantric workshops. Cele mai minunate lucruri pe care le putem învăța la un workshop de tantra. Is expressing your boundaries. Este să ne exprimăm limitele. And respecting the boundaries of other person. Respectăm limitele celorlalte persoane. And when you experience that your boundaries are respected. Iar când simți că granițele tale sunt respectate. Can be already the healing. Asta poate reprezenta o vindecare în sine și o eliberare. When you respect someone boundaries. Respect granițele cuiva. You can already bring the healing to that person. Deja aduci o vindecare acelei persoane. So yes, always speak out about you. Yes. Exprimați-vă liber în legătură cu asta. And yes, never do the things out of the pressure. Niciodată of, să nu faceți ceva datorită presiunii partenerului sau partenerei. Never do the out of the pressure of the group. Faceți datorită presiunii grupului. And please never do it out of the pressure of my instructions. Niciodată să nu faceți ceva să simțiți presiune din partea mea sau a instrucțiunilor pe care le dau. We want to invite you out of your comfort zone. Să vă invităm afară din zona de confort. Where the real change will happen. Loc unde adevărata schimbare poate să apară. But we don't want to push. Dar nu vrem să vă împingem. Because pushing someone, pentru că pushing yourself, pe cineva, a te împinge pe tine, it a te can forța, be traumatized. Poate produce but o traumă. Și suntem aici pentru vindecare, nu ca să ne traumatizăm și noi doar. So yes, take responsibility for yourself. Asumați-vă responsabilitatea for your comfort, for your safety, in that way we will create beautiful energy of the group. And we will grow together and individually. So the next guideline is. Următoarea recomandare. We would like to give you the best heart and body experience. Noi dorim să vă oferim cele mai bune, frumoase experiențe pentru corp și inimă. So best, if you ask one of your best friend mine. Cel mai bine ar fi să vă rugați prietenul vostru cel mai bun care este mintea. To sit nicely on the side. Să stea confortabil undeva în lateral. And to not to interfere. Și să nu intervină. To observe, to be să here and observe, now. Să observe, să fie în aici și acum. When we
speak, especially during the exercise. Când vorbim între noi, în special în timpul exercițiilor, when we joke from something, când glumim de la ceva particular, then we not only distract our own experience, our own energy, pe noi de la experiența noastră, but we distract the experience of anyone else who hears. Și pe ceilalți, în special cei care ne aud. I know that most of the people who are coming from the tantric workshops, majoritatea oamenilor care vin la workshop-uri de tantra, they're coming for higher, deeper experience. Vin pentru niște experiențe mai înalte, mai profunde. Chat about the weather. Decât să povestim întrebările despre vreme. So let's respect these wishes. Să respectăm aceste cuvinte. Let's talk as less as și possible. Să vorbim cât mai puțin posibil. Only when we have to speak about the limits or no limits, if we really have doar to. Doar când trebuie să vorbim despre limite sau absența lor, then we speak, yes? Doar atunci. Especially during the exercise, special yes? În timpul exercițiilor. In small breaks, maybe sometimes we need to change the partners, sometimes pauze, we go to toilet. Poate avem nevoie să schimbăm partenerii, să mergem la toaletă. Especially when we started already to practice. Special după ce am început să facem practica. I wish that we keep this energy. Vreau ca să păstrăm această energie. That we don't disperse this energy through the small talk. Small talk. Going into the mind and so on. Intrăm în minte și alte. Not only for ourselves, but also for the others noi, who maybe would like to go deeper. Yes, I'm sure most of you came here to go deep. So yes, let's respect this wish. For that reason we also invented the sign language. So I like that we now exercise a bit each other. Persoana care este so lângă noi. Everybody take the right person on the right. Persoana care este în dreapta voastră. And we use the signs. Și folosim semnele. The piano sign. Deci yes. Deci dacă și m-am cântat la pian așa finuț. It means slow down. Înseamnă it goes too far. Încet, yes, if you do it harder, dacă faci mai tare, it means stop immediately, înseamnă oprește-te I don't accept imediat, it. Nu accept asta. So, sometimes it's more appropriate to câteodată use the other way of expression. O altă modalitate de exprimare, this means mâinii, slow down, so everybody please încet, do it, that's da? How we learn with the body. Învăță, so, yes. Asta and this încet, means stop și asta immediately. Acum. Yes. So and now we change the hand. The also the meaning of the sign. When we stroke side to side. Means, I like it. Go further. Înseamnă îmi place, continuă. And if you do it harder. Dacă facem așa mai apăsat. It means. I love it, go for it. Yes? Înseamnă, îmi place la nebunie, continuă. So sometimes when you cannot reach the person, maybe. Deci, când nu puteți atinge persoana. You just feel in that way. You use the sign like this. Folosi semnul ceva de genul ăsta. This means I like deci, it, go for it. Îmi place, continuă. And when you curve your fingers, și it means I love it, go for it. Așa, îmi place. Yes? Înseamnă, îmi place la nebunie. So we will repeat this. Now we will have the live video about it. So yes, we are learning. If you forget the sign, you are allowed to speak to express your limits always. Another guideline is in the tantric workshops we have conduct of discretion. Este această conduită a discreției. So
We may speak about our own experience. Putem vorbi în afara acestui spațiu despre experiențele noastre personale. But we never speak about someone else. Dar niciodată nu vorbim despre that person, dând și nume. With describing that person, with persoana sau saying the role of that person. What can anything what can indicate who that person was? Orice poate să indice cine a fost acea persoană. So does everyone understand that clearly? Înțelege toată lumea asta în mod clar? So now I like your strong enthusiastic answer. Vreau un răspuns puternic și entuziast. Da. Do we agree with this? Suntem de acord cu asta? Yes. Okay. Yes. Someone doesn't? E cineva care nu e de acord? Don't be shy. Nu fi timid. Okay. So in that way we promise to ourselves to keep that. Yes. Promitem nouă și ne să păstrăm această promisiune, să respectăm. So, do you have any questions about this thing I said till now? Întrebări legate de ce ați spus până acum? So, okay, so we go further. Mergem mai departe. In the tantric practice, tantric lovemaking, tantric workshops, tantric massage, the healing may help. That's one of the intentions. The healing manifests by the releasing of the emotions. So when it happened to you, take this opportunity, what we give you. Tantra Movement will not only give you the wisdom, the techniques, the philosophy, teachings, but we also support you on your process, growing, healing, liberating, expanding in love, expanding in ecstasy. So we give you the opportunity to go through the healing. Și această oportunitate de a trece prin procesul de vindecare. So, when it happened to you that you had release of the emotions, dacă se întâmplă să aveți această eliberare as de emoții, eliberați cât de mult puteți. When it happened to your partner, dacă se întâmplă asta cu partenerul sau partenera voastră, so you never do this. Niciodată nu faceți asta. Stop crying, everything will be fine. The weather would be nice tomorrow. Because in that way, asta, also in your real life, și inclusiv în viața de zi cu zi, you suppress the emotion what was ready to be released. Suprimați acea emoție care este gata să fie eliberată. You suppress back into the being. Trimiteți înapoi în acea ființă. And the person has to live affected by that emotion. Trăiască în continuare. So instead of that, asta, we place the palms preferably on the heart chakra, inimii, and we encourage the person. Încurajăm persoana. Cry it out, shout it out. Plângi, țipă. Release everything. Eliberează tot. Once and forever. Odată și pentru totdeauna. Let it all go. Lasă totul să iasă. Don't hold back. Nu ține în tine. Go deep into the mood. Du-te adânc în amintire. Speak out. Spune. Even in your own language. Limba ta. What you see, what you feel. Ce simți, ce vezi. Let it all go. Lasă totul să iasă. So, yes, if it happened within the group. Dacă se întâmplă unei alte persoane din grup. As any noise, or maybe some distraction from the music. Domnul sau, nu știu. From the outside. Din partea muzicii sau ceva ce se întâmplă în exterior. Let it be for you as a reminder. As an extra motivation. Permiteți să fie pentru voi ca o reamintire, o extra motivație. To be here and now within yourself. În interiorul vostru. Within the energy of the exercise. Energia acelui exercițiu. Within the connection with yourself, with the partner. Conexiunea cu voi înșivă, cu partenerul sau partenera. And in that way, when we are here and now. Și când toți suntem aici și acum. We raise the energy of the group and of the space. Grupului și al acestui spațiu. And
actually we support the person in the process also in the best way. Susținem persoana care e în proces în cel mai bun mod cu putință. So, do you have any question about... Aveți întrebări pe lângă asta? Ok, so... another thing what may happen during the tantric practice may start to feel unusual body sensations. It can be some shaking in your spine. It can be feeling electricity over your hands or in your body. Feeling the ants walking over your skin. Anything. Sometimes you cannot move your arms for half an hour. And for all this, I have nice advice. Don't worry, be happy. Because those are the symptoms that your body is adjusting to new energies, what we are creating here. And the best is to breathe into it and to relax. So yes, that's the main guidelines, yes? Astea sunt principalele recomandări. Do you have any questions about that? Întrebări legate de asta? So yes, few small other things, practical things. Câteva lucruri practice. So, the phones off. Telefoanele să fie închise. Coming to the room and during the practice yes we don't do especially too many toilet breaks. There are many reasons for this. I will explain later. So between the exercises, whenever you feel, find the moment, prepare for it, and just go quickly. Try to not interrupt anyone. Yes. We will spend a few days together. So it's nice that we connect on any levels possible. Eat together, so we also prepare things together. At my retreats, I require from people that we eat all vegan, post-vegan. So there are many reasons for this. One of the reasons is to support your body, your being, with healthy food. Most of the good retreats nowadays are connected with the detoxifying program. And unconditional love. Not only to ourselves, nu doar față but de also noi to înșine, dar not și only animals, but hungry children, animale, copii, forest, pădurile, lumii, aer, water, lumii, air, apa, mother earth, mama pământ. Yes, we share it by making this choice with all of this. Făcând această alegere, ne demonstrăm cumva această iubire. I know you are not so attached, addicted, that you can make it. Sunt convins că nu sunteți atât de dependenți. And then maybe you would like it so much, the effects on your body, on your being, that you may make this choice more often. Și poate alegeți mai des să mâncați în felul ăsta. Yes, I wish best for you. Doresc ceea ce e cel mai bine pentru voi. Yes, for also for the
ecologice. We try to separate compost and resturile, paper and gunoiul practic în plastic, yes. Plastic, hârtie, compost. And yes, we kind of live together. So we cook together, we do things together. So as everyone contributes into that, we have more abundance. Având în vedere că toată lumea contribuie la asta, avem abundență. Yeah, stay connected, share love, împărtășiți iubire. Use it, don't lose it. Aho. Awesome.